Vreau să vorbim acum despre partea de cimentare. Ai fațetele în cabinet, pacienta e în cabinet, trebuie să cimentezi aici. Am înțeles, de la tine e cimentezi adeziv, am văzut corect, cimentări da. Cu glasionomer la fațet. Baftă. Da. Deci nu, cimentarea se face adeziv, se face cu ciment rășinic, se face cu ciment foto, fiindcă ai nevoie da, de tot timpul din lume pentru probă, nu faci cu ciment cu priză da. Duală. Partea sensibilă, fiindcă am văzut că se dă cu pumnul masă în momentul în care vine vorba de izolare, cum reușești? Sau eu unul nu reușesc tot timpul să pun digă. Da, deci eu nu folosesc digă, deci asta era unul din lucrurile pe care le spuneam și mai devreme. Nu folosesc digă, este foarte important să ai întotdeauna un om lângă tine care să te poată, cu care să poți fi sigur că ceea ce faci, le faci în condiții perfecte de siguranță și nu vei avea infiltrații, nu vei avea probleme de genul ăsta. Întotdeauna nu există cimentare în care să nu punem fire de retracție. Deci cimentarea întotdeauna se face cu fir de retracție, adică facem evicțiune, după care venim cimentăm. Deci vreți să controlezi lichidul gingival? Trebuie corect. Să fie tot uscat, trebuie să fie tot și este curat. Foarte important, iarăși, ca timpul de cimentare să nu fie unul lung. Pentru fiecare piesă pe care o cimentezi în parte, să nu te lungești foarte mult, în sensul în care întotdeauna vom prepara piesa protetică, o să o tratăm cu acid, silanizăm, dăm cu bonding de ceramică și abia după ce este gata toată această procedură, asistentul vine frumos lângă tine, așa, și cu foarte, foarte mare atenție ne apucăm de primul dinte sau de primii doi dinți, dacă cimentăm mai mult. Se întâmplă mai ales pe zonele frontale, de exemplu, asta era o altă discuție, pe zonele frontale poate cimentăm mai mulți dinți deodată. Dar totul, tot așa, e o chestiune care ține de fiecare în parte, e o chestiune care ține de cât de sigur te simți pe manopera respectivă și cât de sigur și de bine crezi că poți să o realizezi. Și asta spuneam, deci practic vine asistentul lângă tine și în momentul respectiv acid 15 secunde cât îl ții, fiecare cu protocolul lui, 15-20 de secunde, așa eu de exemplu nu țin acid niciodată mai mult de 15 secunde. Vorbim de acidul ortofosforic pentru dinte. Okay. Da, exact. Așa, după care bondingul de exemplu îl folosesc întotdeauna, prefer să folosesc un bonding care este și autogravant. Da? Deci, practic, acidul folosești în cazul ăsta pentru o parte din microretențiile pe suprafața dentară. Și atunci așa de adeziune chimică în plus la acel autogravant. Cât și igienă. Da? Deci acidul, până la urmă, știm tot ce va face acidul pe suprafața respectivă. Va curăța dintele, nu? Asta o să facă. Și tot ceea ce înseamnă infiltrație bacteriană pe suprafața dintelui o să fie îndepărtată cu ajutorul acestui acid. Da? Așa, după care vine bondingul care este și autogravant. Așa, pe suprafața dentară totul se usucă foarte bine și asta spun tuturor, atât pe suprafața peliculei de ceramică, cât și pe suprafața dentară. Noi, după ce am făcut un masaj foarte bun cu acidul pe suprafața respectivă, e foarte important ca excesul să fie îndepărtat, exces care trebuie să fie aspirat cu un aspirator nou, frumos, în așa fel încât să nu existe... Nu vrei să fii cu un aspirator deci antipat în salivă să atingi de dinte în cazul ăsta, exact. Stai clar, nu vrei să contaminezi. Și abia în momentul în care ne uităm la suprafața respectivă care este perfect lucioasă și nu se mai mișcă nimic pe ea, în momentul în care avem spray-ul de apă aer, pe suprafața respectivă, abia în momentul ăla suntem siguri că am îndepărtat excesul și că avem o condiționare bună cu cel mai bun bonding e bondingul în grosimea cea mai mică, asta e clar. Corect. Orice bonding în grosimea mare nu rezistă din punct de vedere exact. mecanic. Vorbim iar de acid hidrofluorhidric pentru ceramică, exact. Pentru ceramică, dar aici trebuie citit foarte clar. 9,5 este ceea ce folosesc eu, se lasă un minut și jumătate. Poți să și treci un pic peste un minut și jumătate în general. Oricum, aici trebuie citit foarte clar exact. Momentul în care ai kitul de cimentat, respecti instrucțiunile exact, producătorului. Exact, asta voiam să spun și eu. Nu se face nimic în cabinetul stomatologic, nu numai sens, nu numai ce zici acum. Nimic din ceea ce folosești în cabinetul stomatologic este o greșeală care o văd din ce în ce mai des la toți medicii noi care vin în cabinetele noastre. Aud chestii din spusele nu știu cui sau nu știu cui și nimeni nu se oprește un moment să zică ia mă să văd și eu prospectul ăla la materialul respectiv. Nu contează ce e, că e ciment de cimentare, că e ciment de provizoriu, că este material de cimentat pivot, că este din ăsta material de reconstituire, de făcut build-up. Și interacțiunea între materiale, de multe ori nu sunt compatibile. Corect. Dacă folosești un bonding autogravant, de cele mai multe ori cu un compozit cu priză duală,
ai șanse mari să decimenteze. Nu-s compatibil din punct de vedere chimic al pH-ului. Și vorba ta, în păcate am văzut de multe ori, primul lucru care se aruncă la gunoi sunt instrucțiunile. Să desface ambalajul și instrucțiunile s-au dus la gunoi. Mai ales când treci la un produs nou și presupui din start că se folosește la fel ca cel pe care îl foloseai până atunci. Exact. Da. Deci mi se pare un lucru foarte important. Primul lucru pe care l-am învățat în momentul în care am terminat facultatea și am intrat într-un cabinet stomatologic, am avut și noroc. Recunosc că am avut și foarte mare noroc, am intrat la o doamnă doctor în Cluj, care era, din punct de vedere al părții de protetică, pe tot ceea ce înseamnă partea de protetică, era spectacol. Așa? Și am apucat să învăț, adică am învățat acolo, lângă ea, tot ce, mă rog, o mare parte din ceea ce știu și astăzi, din ceea ce aplic și astăzi, cumva, așa, din lucrurile cele mai importante care a fost, citește prospectul. Învață-ți materialele pe care le folosești, învață ce folosești. Când ai pus mâna pe ceva, să știi cum se folosește și de ce se folosește așa. Încearcă să înțelegi. Ar trebui logica să, din spatele o să te facă să faci niște conexiuni în anumite momente critice, o să te facă să faci niște conexiuni care o să te ajute și o să-ți dai seama și toate lucrurile astea până la urmă te fac să fii mai sigur pe tine. Adică cu cât ai citit mai mult, cu cât ai pregătit mai mult înaintea unui caz și cu cât ești mai bine informat despre tot ceea ce ar trebui să se întâmple înaintea unui caz de genul ăsta, vei fi mai sigur pe tine, vei putea și din punctul ăsta de vedere să... Asta ține inclusiv de la partea de expunerea planului de tratament, de prezentarea planului de tratament către pacient. Da? Cu cât ești mai sigur pe tine, cu cât știi mai mult despre ceea ce trebuie să faci, cu atâta vei prezenta planul ăla mult mai sigur pe tine și fii sigur că omul ăla o să se prindă și o să vadă. Ăla știe și ăla nu știe. Dacă se duce la doi medici care încearcă să prezinte același plan, nu știe despre ce vorbește unul, nu. Fii sigur că ăla care știe ce vorbește o să aibă întotdeauna succes pe chestia asta. Deci nu cimentezi cu digă, dar izolarea e foarte importantă. Extrem de importantă. Și cine cimentează cu digă este extraordinar de bine. Cine a reușit și cine reușește și a învățat să facă treaba asta este super bine. Iarăși, o chestiune de adăugat foarte important, cât deshidratăm dinții și cu diga avem șanse foarte, foarte mari să deshidratăm dintele mult mai tare decât l-am deshidratat dacă nu folosim diga, pentru că deja suntem într-un mediu în care nu mai există absolut niciun fel de contact. Știi foarte bine, în momentul în care vii și pacientul respiră, noi, în cavitatea aia orală, poate dintele ți se mai aburește. Da, în momentul în care respiră. E vorba despre saturația în vapor de aproape 100% în cavitatea orală. Și atunci e foarte important să știi lucrurile astea, să te gândești la lucrurile astea, să le ai. În momentul în care tratezi cu acidul dinte și până nu este condiționat cu bonding, de exemplu, e foarte important să știi. Vrei să usuci dintele ăla, vrei să disici dintele ăla în așa fel încât după aia să ai probleme, să ai sensibilități din cauza faptului că a fost un dinte disicat. Important, apropo de adeziune, că vorbeam mai devreme de adeziune, smalțul, în cazul ăsta, trebuie foarte bine dehidratat pentru o adeziune foarte bună. În schimb, dentina trebuie ușor lăsată umectată, fiindcă iar ajunge la problemele mari de adeziune și de sensibilitate. Și asta voiam să spun. Deci la momentul în care tratezi, dai cu bonding, poate să existe o peliculă, cum spuneai și pe dentină, sau nu neapărat o peliculă, să există o preparație o umezeală, poate ușoară, pe dentină, dar în momentul în care ai dat cu lac, e foarte important ca aspiratorul ăla să stea în gură, pentru că dacă lacul respectiv se cu bonding, îi mai spun lac, așa pentru toți asistenții, în momentul în care l-ai dat cu bonding, e foarte important ca aspiratorul ăla să stea în gură, ca bondingul ăla să nu ți se aburească, să nu vii să cimentezi peste o peliculă foarte fină de apă. Trebuie să ai hidrofob, exact. Nu trebuie să ai peliculă de apă ca să... Și atunci lucrurile astea sunt foarte importante de le știut la momentul în care faci o cimentare ca să poți să... Deci tu folosești fir clasic pentru retracție, nu folosești fir de teflon? Nu. Okay. Întotdeauna. Îmi izolez cu teflon dacă e cazul dinții vecini. Pentru a-i proteja momentul în care faci gravare acidă. Pentru tot ceea ce înseamnă deshidratare. Adică în momentul în care vin și eu usuc dinții aia, dacă am de preparat și am de făcut practic o gură întreagă, îți dai seama că frontalii o să stea aia uscați câtă vreme tot ne băgăm cu aspiratorul în gură pentru ceilalți, o să se tot usuce. Și atunci e bine de încercat și de făcut toată povestea asta. Adică încă o dată, cu cât ești mai relaxat în cabinet, cu atâta te vei putea gândi la mai multe lucruri și o să poți să previi niște chestii care ar putea să fie probleme după aia. De asta, dacă știi ce ai de făcut, cumva te poți gândi și la lucrurile astea. Bă, stai, dacă stau acum cu aspiratorul pentru un 1.7 în gură, ce se întâmplă cu ăștia din capătul celălalt? Că sunt același loc, adică să fii serios, că e o zonă atâta. Știi? Și gata. Partea importantă acum.
ai poziționat fațetele, ai zis că la grupul frontal superior, aici ai început, ai pus patru deodată? Da. Da? Da. Da. Pentru că aici ai vorbit de la început, a fost un nou prep, e mult mai greu de poziționat, corect. Nu mai ai niciun ghidaj, n-ai niciun prag care să te ajute să pui în poziția corectă. Aici trebuie să iei prin tatonare. O parte foarte, foarte importantă este cum curățăm cimentul. Aici e un subiect destul de sensibil. Poți să faci fațete frumoase, dacă îți rămâne niște ciment pe acolo, o să irite gingia, o să începi să ai niște probleme. Și dacă îl lași foarte mult sau ai pus lampa foarte mult, vorbim de ciment rășinic, vorbim de compozit, da. Dacă s-a întărit, este plastic. În momentul în care e tare, poți să mai îl dai jos doar cu freza. Corect. Sau cu niște bisturie foarte ascuțite, dar poți să începi să mai... Încep să mai dai și prin dinți și prin... Da, și prin dinți. Care e sfatul tău? Care e procedura în cazul ăsta? Nu folosesc niciodată la cimentare tipsuri pentru îndepărtarea excesului de ciment. Eu personal m-am învățat că atunci, practic, cimenturile astea care sunt fotopolimerizabile 100%, știm foarte bine, au două faze. Scrie și pe prospecte. Citiți. Sunt două faze. Faza în care dai o secundă sau două secunde sau cât îți spune acolo lampă pe el, moment în care el devine cauciucat. Ai o fază, da? De gel, ai o fază de gel, exact, așa, în care poți să-l îndepărtezi foarte ușor și foarte frumos de pe suprafața dentară și după care priza finală care o dai cu 20 de secunde, 40 de secunde în funcție de producător. Eu întotdeauna am las excesul, marginea și bordura de exces de ciment pe care o voi avea pe suprafațele, pe fațete sau, mă rog, pe preparațiile respective, o să rămână, o să vin cu lampă. În cazul cimentului pe care îl folosesc eu, lampa reprezintă exact așa, bip, bip. Deci atâta, cam atâta, de la o distanță de un 0,5 cm, adică 5 mm, 7 mm până într-un centimetru maxim. De la distanța asta dau, în ideea în care să nu fie nici foarte, foarte aproape să-mi facă priză extraordinar de rapid. Cimentul ăsta pe care îl folosesc eu este chiar un ciment care face priză, mi se pare că foarte, foarte repede și ajunge la o stare, în special dacă este translucent. Da. Chiar știm foarte bine, cimenturile translucente fac priză foarte repede, cimenturile care sunt mai opace încep automat să facă... lumina penetrează, exact, mai mult în volumul. Exact, priză în straturi, da. Îți face priză primul strat, încep și îndepărtezi din el, după care mai trebuie să mai dai un pic ca să-ți facă și stratul de pe trebuie zona. Trebuie să mai luăm în calcul și lampa șialitică pe care o folosim. Corect. Că uneori lucrezi și vezi că și începe compozită să întărească, sau mai ales dacă cimentezi un microscop, cum am văzut, și nu folosești filtrul de protecție, o să întărească instantaneu și s-a terminat cu adaptarea. Așa, mă întrebai în legătură cu poziționarea. Poziționarea, într-adevăr, e o chestie care trebuie să fie făcută extrem de bine și trebuie făcută cu foarte mare grijă. Întotdeauna, înainte de a... E o chestie care trebuie să o faci tu, ca și cel care face manopera asta. E vorba despre o memorie pe care ți-o faci cumva în secunda și momentul ăla în care vii și poziționezi pe poziția corectă piesa protetică, da? Și vezi care este axul de inserție, cum ar trebui să fie ea în raport cu dinții vecini, adică în momentul în care cimentezi ceva, nu te uiți numai la dintele ăla pe care îl cimentezi și ești așa cu obloane de cai, da? E foarte important să te uiți în ansamblu toată povestea și să vezi exact care este raportul în care va veni piesa protetică în comparație cu dinții vecini. Cum a fost axul de inserție în momentul în care am venit și am introdus-o. Cantitatea de ciment, iarăși, cimenturile astea de foarte multe ori pot să fie un pic mai viscoase. Dacă sunt foarte viscoase, dacă îl scoți poate de la frigider, ele foarte viscoase, în momentul ăla va trebui să pui o presiune mai mare. Pe o fațetă nou prep, nebunești dacă trebuie să pui o presiune mai mare și vei avea probabil o problemă că la un moment dat o să-ți crape una. Deci e foarte important toate lucrurile astea să ți le gestionezi și să știi. Lemn de portocal, fiindcă știu că sunt tot felul de dispozitive pentru a exercita o presiune pe fațete controlată și... Nu. Fațetele se cimentează nu cu mâna, fațetele se cimentează din momentul în care a început tratamentul fațetei respective și până la momentul în care ajunge pe dinte în poziția aproape finală, ea este gestionată cu bețișorul, cu ceară pe care o ținem. Niciodată o fațetă din momentul în care a fost pus acest... Deci nu îl pui pe deget și calendila de contact. Nu mai ajungem să mai punem mâna, totul stă pe bețișor de la distanță, doar cu vârful de la seringa cu acid fluorhidric, cu tipsul pentru bonding, cu tipsul pentru silana, da? Deci nu mai pune mâna pe ele sub nicio formă. Asta iarăși e o chestiune de durabilitate în timp. Da. Astea nu sunt lucruri care se văd acum, o să se vadă în timp. Ți-ai pus mâna, ai pus un pic de mănuș, un pic de latex pe ea, știi ce se întâmplă acolo, nu mai știi. Deci
Venim, stratul de ciment iarăși e foarte important să-l avem într-un strat în care să ai siguranța și certitudinea că îți va reflua peste tot, dar nu vei avea un strat extrem de gros pe care să trebuiască să apeși foarte mult, să-ți obtcâmpul vizual, pentru că dacă începe și iese mult ciment de acolo, iarăși o problemă, că începe să obturează câmpul vizual, nu-ți mai dai seama, nu mai vezi ce ai făcut acolo. Și practic până la 90% din poziționarea fațetei o fac cu ajutorul tipsului și finalul este acea memorie a mea pe care mi-am făcut-o înainte la probă, înainte de a începe tot tratamentul fațetelor și așa, în care știu exact poziția în care trebuie să-mi vină și o simt. Deci abia acum, pun mâna doar pe muchia incizală, da, și pe suprafața vestibulară întotdeauna. Și ai grijă dacă cimentezi mai mult, partea stângă cimentez cu mâna stângă, partea dreaptă cimentez cu mâna dreaptă, în ideea în care să nu-mi ating dintele din dreapta. Eu totdeauna încep, apropo de chestia asta, încep întotdeauna de cimentat, să cimentez din partea stângă. Așa mi-am format o chestie și întotdeauna încep, nu contează că ce caz e, nu contează cum e, totdeauna încep partea stângă. Deci încep de, dacă am o parte de sus, de exemplu, de cimentat, încep cu 1.7 și cimentez și încep și o iau așa frumos pe partea cealaltă. Deci nu încep cu incisiv și te aduce în... Nu, încep întotdeauna invers. Nu știu dacă așa se face, nu știu, așa mi-am format eu, iarăși. Să faci așa cum merge bine în mâna fiecăruia, deci nu cred că există. Și întotdeauna, practic, cimentarea când vin cu piesa protetică din partea stângă, că de asta spuneam de mâna stângă, vin, eu voi avea, dacă vreau să cimentez două, voi avea preparația și dintele pe care urmează să-l cimentez, întotdeauna voi manipula în așa fel încât să mă asigur că n-am atins cu mâna dintele tratat deja cu acid, cu bonding pe care vreau să vin cu a doua piesă protetică care mi este pe masă. Da? Și în ideea asta, în felul acesta, practic, așa izolez. Știi? Deci ca asta fac ca să... Deci important e să nu ajungă salivă, nu contează cum ajungi la... Salivă, mână, orice, până la urmă să fii serios. Ai pus mâna, ai luat un obraz, ai pus mâna pe o limbă, ai pus mâna pe o buză, ai pus mâna pe ceva cu aia, dacă acea suprafață de... Inclusiv mănușa din cutie este tratată, are... Exact. Și încercarea este aia de a avea cât mai puțin contact, totul să se facă cu instrumentar. Nu încercăm să îndepărtăm obraj cu degetele, încercăm să le îndepărtăm cu instrumentar. Sunt o grămadă, folosesc Optragate, asta e o altă chestie. La cimentări din astea care sunt mai mari, de exemplu, încerc să folosesc Optragate, mi ajută, îndepărtează foarte frumos tot ceea ce înseamnă buzele și obrajii. Încerc să faci cât mai bine. Asta e ideea. Încerc să îndepărtezi tot timpul cimentul în faza aceea semi-elastică. Da, și întotdeauna în faza aceea folosesc bands pentru punctele de contact întotdeauna. Pentru punctele de contact întotdeauna folosesc, dacă ața dentară, să zic, nu intră în prima fază pentru că cimentul respectiv a făcut priză, am niște bands. Acela serată de aici, cu un fierăstrău? Niciodată, da. Poți să folosești și fierăstrău, dar niciodată abrazive. Deci niciodată abrazive. Atunci distrugi punctele de contact. Folosesc ferăstraie, sunt, e și varianta aia, dar mie cel mai mult și cel mai mult îmi plac matricea metalică de la matricile alea Töffelmayr. Dacă știi. E bucata aia metalică, da, frumos, subțire, da, cu aia vin frumos și vin și îmi joacă și rolul unui, să zic așa, unui bisturiu, în ideea în care vine și de pe pelicula de fațetă și de pe pelicula de ceramică, îmi îndepărtează poate și excesul care poate mi-a intrat în punctele de contact și peste ele. Da? Se întâmplă des în momentul în care încerci să scoți firul acela pentru retracție pe care l-ai pus de prima dată pentru a obține o evicțiune și pentru a usca sulcul. Se întâmplă să impregneze cu bonding, între fiindcă am pățit-o de curând. Niciodată. Și a fost... Okay. Adică nu se impregnează cu bonding, dar e important de știut este că nu se prinde, nu. Deci se impregnează cu bonding, dar niciodată nu se prinde între fațetă și și preparație. Nu, ăla e primul lucru la care trebuie să uiți. Dacă ai intrat, e clar că mai se adaptează. Dar, până la urmă, ăsta este al doilea rol pe care l-are firul de evicțiune. Odată faptul că îți izolează din spre gingie înspre dinte și odată că îți izolează din spre dinte înspre gingie. Da? Și în momentul în care ai scos firul de evicțiune, tu vei avea și exces de bonding acolo, deci automat îl vei scoate poate mai dificil, dar niciodată la nivelul la care să nu îl poți scoate sau să ți se rupă. Ăla e momentul în care ceva, undeva, ți s-a prins de o... Poate să intre compozit, să intre cimentul, să impregneze în fir și... Nu. Atunci e puțin trist că poți să-l scoți de acolo fie cu foarte mult efort, da, și cu gingia. Am pățit, îți dai seama că am pățit și să-mi intre firul de retracție până la urmă între o coroană și așa, moment în care am sacrificat coroana și am dat-o jos și a trebuit să o refacem, să o luăm de la capăt.
toată povestea. Dar în... Deci ești om, nu e... Da, și nu e vorba neapărat despre asta, că astea sunt lucruri care le înveți și până la urmă știi să-ți gestionezi. Adică limita protetică, atâta vreme cât tu ți-ai trasat-o corect și ai o limită protetică stabilită foarte clar pe care o cunoști, bineînțeles că tu ai făcut-o, ești atent la zona respectivă, poți să gestionezi poziția firului de retracție în comparație cu limita protetică aia, în așa fel încât să știi, te gândești și vezi, bă, uite, acolo este locul unde mi-ar putea prinde poate firul de retracție cu piesa protetică, aș putea să-mi prind firul de retracție. Și atunci sunt niște chestii, e vorba de atenție. Deci mie mi se pare că stomatologia și meseria asta pe care o avem noi necesită extrem de multă atenție și concentrare. Cel puțin în primele momente, până la momentul în care devin niște chestii pe care cumva le știi gestiona și știi ce să faci în fiecare moment. După care, da, într-adevăr, devine, poate, poți să-i spui că devine cumva o rutină, da, și procedura în sine de a cimenta un element pe un dinte devine o rutină. Dar până nu ai pățit, cum zici și tu, până n-ai pățit așa, acum în ultima perioadă, îți spun sincer, nu mi se întâmplă, nu mi se mai întâmplă. Dar am început să pun teflon acum, recunosc. Am pățit o singură dată. Eu folosesc strict fire de retracție numărul 1, deci nu folosesc nimic altceva, fir de retracție numărul 1. Fără să impregnez, presupun aici. La cimentare, fără impregnare, bineînțeles. Așa și asta e ceea ce folosesc întotdeauna. Nu... Deci am văzut tot cazul până acum, de la început, de momentul în care a venit pacienta, am văzut fazele intermediare, am văzut ce se întâmplă în laborator și am văzut că e un tehnician foarte bun. Am văzut partea de cimentare. Acum, din punct de vedere al medicului, de multe ori s-a terminat. Ești fericit, cazul arată super, ai făcut poză, ne-a arătat-o, sunt super încântat de caz, pacientul am văzut de asemenea super încântat, dar mai rămâne o parte importantă. Ce se întâmplă cu partea post-cimentare? Fiindcă vorbeam și înainte, se întâmplă de multe ori, după ce ai făcut niște lucrări, și de multe ori sunt costisitoare, din punct de vedere al timpului pentru medic, ca ore de muncă, dar și financiar pentru pacient. Și de multe ori se întâmplă și pentru pacient, dacă ai investit destul de mult financiar, să nu mai acorde destul de multă importanță igienei. Sunt și ceilalți care devin super obsedați, cum am văzut altcineva care la fel a investit o sumă foarte mare de bani, să spunem undeva de 10-12 ori pe zi. Deja trecem într-o extremă înaltă. Care e sfatul tău aici pentru medici? Fiindcă medicul trebuie să explice pacientului. Ți-am spus să se uită la noi, de asemenea, foarte, foarte mulți pacienți. Cum explicăm și pacientului? Ce trebuie să aibă în vedere post partea estetică? În primul și în primul rând, trebuie să fac o mențiune aici. Eu pacienților mei nu le dau niciun fel de restricții. Uite, unei paciente cum este ceea ce am văzut mai devreme și cazul pe care l-am văzut, când ies din cabinetul meu, în primul și în primul rând, nu le dau restricții în ceea ce privește folosirea fațetelor. Adică, în mod normal, dacă tu ți-ai făcut treaba bine, dacă ai stabilit ocluzia corect, dacă ai echilibrat ocluzia bine, așa, nu le pot spune și nu le spun niciodată pacienților: n-aveți voie să faceți asta, să mușcați din măr, n-aveți voie să dați într-o gutuie, n-aveți voie să faceți nu știu ce. Bineînțeles că fisticuri și alte prostii de genul ăsta știm cu tot. Te-am explicat, de bere, la fel cum pleznește un dinte natural, la fel o să pleznească și o fațetă. Dar nu, important, e foarte important în momentul în care mi-am terminat treaba, le spun, asta e primul lucru pe care le zic. Nu aveți niciun fel de restricție. În ceea ce privește partea de mentenanță, într-un caz de genul ăsta, mentenanța trebuie să fie spălatul pe dinți, bineînțeles, curățatul ață dentară, pentru că de-aia ne chinuim să facem puncte de contact corecte între dinți, ca să putem igieniza cu ață dentară, de-aia nu lăsăm cimenturi între dinți, ca să putem să curățăm cu ață dentară și să ne intre ața dentară, să putem igieniza corect acolo. Și controlele periodice, la 6 luni minim. Da, în prima fază, în general, cazuri de genul ăsta încerc să le chem cam la 3 luni, cam prima dată, după care din 6 în 6 luni să vină la igienizări, în ideea în care să vedem așa. Este și poveste și treaba asta cu pacienții. Sunt unii care efectiv nu merită tratamente de genul ăsta. Adică și asta e o chestiune care până la urmă, dacă reușești să o... și poți să faci, ai atâta independență financiară încât să poți să spui unui pacient pe care îl vezi că îți vine la prima ședință la igienizare, facem o igienizare și după a doua ședință, a treia ședință vine tot cu resturi alimentare printre dinți nespălat, cu tartru, așa. Să poți să zici la un moment dat: dom'le, îmi pare rău, eu nu o să-ți fac tratamentul ăsta. Chiar dacă tratamentul ăsta ne-ar fi adus foarte mulți bani în cabine, dacă am putea
să avem o independență financiară încât să putem să facem treaba asta, ar fi mult mai bine pentru noi și am trăit mult mai liniștiți. Pentru că se întâmplă de foarte multe ori, exact cum zici, pacientului efectiv să nu-i mai pese. Deci, efectiv, nu mai are niciun fel de mi-am făcut dinții, am dat atâția bani pe ei, ăștia nu se mai cariază, că ăștia zirconiu, domne, așa, și pur și simplu, nu ne mai spunem pe dinți, vine așa, îl găsești pe săracul, nici să nu-i mai spunem săracul, găsești pacientul cu bucăți atâta de tartru între dinți și pe dinți și zici, păi domne, ce? Păi da, ce, să mai cariază? Exact ce îmi spuneai mai devreme, implant. Pacientul cu implanturi, care m-a întrebat dacă se cariază cumva titanul și am spus, nu? Și bineînțeles că nu ne mai spălăm pe dinți. Nu mai ne spălăm. Da. Deci, cam astea sunt. Deci nu sunt restricții și nu sunt sfaturi speciale de igienă pentru pacienți, trebuie doar să controlele să-i trateze ca și cum ar fi dinților, normal, fiindcă... Exact. Deci dacă ai grijă de dinții tăi natural, în principiu, la fel cum ai grijă de dinții tăi natural, la fel trebuie să ai grijă și de toată povestea. Bine, vorbim după aia despre lucrări făcute poate pe implanturi, despre punți poate făcute pe implanturi, despre punți făcute pe dinți natural, care da, într-adevăr necesită o atenție specială. Poți să faci instrutaj pacientului în sensul ăsta, folosești periuțe, folosește superfloss, folosește o grămadă dușuri de bucale, lucruri, dușuri depinde, bucale, exact. Da, și ce toate variantele fiecare după cum consideră că își poate instrui pacientul, dar iarăși asta deja nu mai e în controlul tău. Tu poți doar să faci o constatare. În momentul în care îți vine pacientul înapoi în cabinet, tu poți să constați, zici da, bă, ești bine sau da, bă, nu ești bine, n-ai avut grijă, te rog frumos, prima dată îți vine, îi zici, da, vă rog frumos, aveți grijă că, uitați, aici ai problemă, aici ai problemă, mai este și întrebarea aia pe care eu, fără niciun fel de problemă, le adresez pacienților și le zic, v-ați spălat pe dinți înainte să veniți aici? Adică măcar să știu dacă ceea ce văd acum este starea naturală sau, este maximul de igienă pe care ai putut-o să o faci tu. Și... Da, nu pot să zic că facem niște, dar tot ceea ce înseamnă programele de profilaxie ale noastre în clinică sunt niște programe foarte bine puse la punct, în care noi cu foarte mare strictețe ne chemăm pacienții, pacienții sunt ținuți sub control, sunt sunați, le sunt trimise mesaje de amintire, de reamintire pentru partea asta de igienă, ținem foarte mult la chestia asta și ăsta e și motivul pentru care noi insistăm, poate și avem și unele chestiuni astea de, și pacienților mei le spun că le pot da poate anumite garanții în ceea ce privește lucrările protetice. Atâta vreme cât se întâmplă niște lucruri basic, de obraz, adică nu vorbim despre nu știu ce chestiuni foarte complicate. Ne spălăm pe dinți dimineață seara, ață dentară seara și controle periodice de tartraș să fie de fiecare dată să vii. Dacă îți vii după 3 ani de zile și ai odita caria pe sub un dinte, poate și pentru pe sub o fațetă, că până la urmă nu e scutit dintele acela de carie. Exact. Eu ce să-ți fac în momentul ăla? O dăm jos, dăm așa, facem o coroană, hai să vedem dacă o să se mai pupe culoarea de la coroana ta, pe care o să facem noi separat, cu culoarea de la restul fațetelor pe care le ai. Doamne ajută! Știi? Adică... S-a întâmplat vreodată din motive estetice. Totul a mers bine, din punctul de vedere, ai cimentat și la un moment dat să zici că nu prea ești mulțumit de un caz, să refaci? Îți dai seama că s-a întâmplat de 1000 de ori. Să refac, poate nu neapărat, dar ba, poate am mai și refăcut. Am refăcut. În principiu, bineînțeles, cu acordul pacientului, în ideea în care, iarăși, Eu sunt genul destul de corect așa în cabinet, adică n-am încercat niciodată, nu cred că e o variantă bună să încerci să-ți induci pacientul pe căi din astea în care să faci tratamente poate care nu și-au rostul, pe niște dinți foarte frumoși, cum ai zis și tu mai devreme, a venit un pacient cu dinții perfecți, cu niște dinți care ție îți plăceau foarte mult și să zici, bă, nu că-ți fac fațete... Acum că lasă că-ți mai au încă vreo 10.000 de euro. Eram convins că în cazul la orice aș face nu o să iasă bine. Da, îți mai au nu știu câte de mii de euro, că-ți fac fațete și că mă duc, după aia plecăm în concediu. Știi? Adică trebuie să existe totuși un echilibru în toată povestea asta și trebuie să poți să dormi noaptea. Asta e ce mi se pare cel mai important. Să poți să dormi noaptea. Când ți-ai făcut treaba și ai plecat din cabinetul ăla stomatologic, să nu te mai bântuie după aia că... Alu, ăla i-am făcut ceva nasol, poate că nu o să fie bine, dacă îi cade, dacă nu știu ce. Știu că aduc aminte, cel mai mare stres al meu când am terminat facultatea și când am început să lucrez la primii mei pacienți era când ajungeam acasă, stăteam așa și mă gândeam, eram cu soția mea și stăteam și mă gândeam, zic, să nu cumva să mă sune cineva, mă gândeam de fiecare dată când suna telefonul, eram super stresat că mă sună cineva să-mi zică că ceva nu-i bine, ce am făcut, o plombă nu-i bine, un tratament de canal, o nu știu ce, o coroană, știi? Era stresul meu și cumva
din faptul că am fost eu o persoană așa de stresată pe tema asta și m-am consumat atât de mult pe chestiuni de genul ăsta, poate că ăsta a fost și motivul pentru care am ajuns să încerc să previzualizez orice fel de probleme și să încerc să le compensez cumva prin a face niște lucruri pe care... Deci, în primul rând, trebuie să vezi limitările tale. Corect. Ca să poți să-ți dai seama că poți să perfecționezi, că dacă ești mulțumit de la început cu ce faci și nu prea te interesează, corect, niciodată nu o să te duci să pui mâna din nou pe carte, din nou nu o să ai niciodată mustrări de conștiință și niciodată nu o să încerci să faci ceva din ce în ce mai bun, să utilizezi materiale, nu știu, mai noi, tehnologii mai noi. Că vedem că trecem de la amprentarea clasică, trecem totul spre digital. Exact, da. Ideea de a avea, fiindcă tot timpul nu suntem mulțumiți. Corect. Tot timpul așa avem, cel puțin din punctul nostru de vedere, ochiul nostru critic, fiindcă vorbeam și înainte, te uiți pe Facebook, vezi o grămadă de cazuri clinice și le vezi pe cele mai bune dintre ele, tot timpul vrei mai mult. Lucrul ăsta de a vrea mai mult te face să te perfecționezi. În momentul în care te-ai culcat pe ureche și în momentul în care ești foarte mulțumit cu ceea ce faci, deja în momentul ăla mi se pare că ai atins începi să te plafonezi. Așa e. Da, așa e. Am trecut puțin la partea filozofică. Da. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența asta. Știu că te așteaptă un pacient acum la cabinet. Nu vreau să fiu cel care primește înjurăturile de rigoare pentru asta, dar îți mulțumesc încă o dată că ai fost astăzi. Eu vă mulțumesc mult. M-ați invitat și bine aici. Ai clarificat foarte, foarte multe, multe probleme. Mi-am dat seama unde trebuie să mai îmbunătățesc lucrurile la mine, mi-am dat seama unde trebuie să mai pun mâna pe carte, lucrurile pe care le știam, mi le-am întărit. Nu înseamnă neapărat că dacă tu preferi o tehnică anume, e recomandată pentru toți. Corect, pentru toți medicii. Fiecare trebuie să folosească tehnica care îi se potrivește cel mai bine, exact, și pe care o stăpânește cel mai bine. Te așteptăm și altă dată cu cazuri clinice și estetice la fel de reușite. Da, mi-ar face poți să ne repetăm cu plăcere dacă ne accepți din nou invitația, da? Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Seară frumoasă! La revedere!